Bun găsit, bărbatul locuiește de 20 de ani în localitatea Filpișu Mare, lângă Reghin, unde are un magazin. A câștigat încrederea localnicilor după ce le-a dat alimente pe datorie și s-a oferit să ajute copiii la teme după ore. El ar fi improvizat într-o magazie un spațiu în care susținea că fetele își fac lecțiile. Nimeni nu a bănuit ce se petrece acolo. Polițiștii au aflat totul în urma unui apel anonim la 112, iar astfel bărbatul a fost prins în magazie în timp ce o abuza pe copila de 10 ani. Pentru părinți a fost un șoc și au aflat apoi că și sora ei mai mare a fost victima abuzului. Se pare că totul s-a petrecut în repetate rânduri timp de aproape un an. Anchetatorii au dispus reținerea suspectului pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată și iau în calcul și ipoteza potrivit căreia ar fi vorba de mai multe victime, alți copii din localitate pe care bărbatul s-a oferit să-i ajute la lecții.